Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi aici la Radio Vocea Evangheliei București. Continuăm în ediția de astăzi materialul pe care am reușit să-l facem în săptămâna trecută. Ne propunem să aducem în prim plan viața celei care a fost Raluca Ianchiș, o soție, o mamă, o cercetătoare, o soră în Biserica Domnului Iisus Hristos. De data aceasta, cu noi invitați și cu o nouă perspectivă, cu noi amintiri, noi mărturii, sunt Daniel Alexandrescu și uh, mă bucur că și de data asta sunteți cu noi și în ediția de astăzi uh, vrem să abordăm viața la lucăi sub alte fațete și uh, invitații mei și ai dumneavoastră sunt uh, doamna doctor Ana Maria Gurban, este liderul echipei de biotehnologie din uh, Institutul ICECHIM, o fostă colegă, prietenă cu Raluca. Bun venit în emisiunea noastră! Este încă cu noi. Deci, nu e fostă, este actuală și va rămâne actuală Raluca pentru noi. Mulțumim. De asemenea, lângă doamna Ana Maria Gurban este domnul Ovidiu Rusnach, pastor la Biserica Baptistă Nădejdea. Mentorul ei spiritual, ca să spunem așa, în ultimii acești ani a cunoscut-o, au colaborat. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Bună ziua și sărut mâna doamnei Mulțumesc de acest demers extraordinar pentru noua generație, aflată în criză de modele. Cred că Raluca va rămâne veșnic un reper pentru generațiile care vor asculta emisiunea. Vor auzi lucruri frumoase despre ea. Doamne ajută! În prima parte ne-am uitat un pic la primii ani din viața Raluca, în familia Mocanu, acolo unde Dumnezeu a așezat-o, a avut un plan cu ea, apoi am urmărit traiectoria ei profesională, cariera ei și cumva tot de aici, din zona aceasta a carierei, vrem să continuăm discuția din prima parte. Ne bucurăm, doamna Ana Maria Gurban, că sunteți cu noi. Înțeleg că din anul 2017 o cunoașteți. Eu de atunci am avut primul contact cu Raluca. Problema, ca să spun așa, Raluca, că era sau nu era cunoscută, drept dovadă, în ziua aceasta, poza Raluca încă este la intrarea în institut. Adică sunt foarte mulți dintre colegii noștri care cu siguranță au iubit-o, au apreciat-o sau au respectat-o are flori puse și uh, nimeni nu a îndrăznit sau nu îndrăznește încă să îndepărteze de acolo. Știți că pentru noi un anumit număr de zile țin memoria celui decedat. Nu există. Și nu neapărat că ne încăpățânăm să refuzăm că a murit, pur și simplu vrem să o păstrăm vie, pentru că ea era vie. Dacă ar fi să spun uh, ce sens a avut Raluca, eu o văd ca o rază de lumină a răsăritului, într-o poiană care se trezește primăvara la viață, vă spun sincer. Aceasta este pentru mine Raluca. În 2017, ca să vin cu ceva mai multe detalii, eu atunci m-am angajat la institut, veneam din partea de învățământ universitar, după un doctorat făcut în afară, câțiva ani în cadrul universității, pur și simplu cam stagnam în poziția de postdoctorant. Nu prea aveam. Așa cum a spus domnul Andrei Sârbu Un mentor care să stimuleze și să-ți dea o rampă de lansare Și atunci doamna director la momentul respectiv mi-a propus să vin în comisia de interviu Raluca, o și văd acum, delicată, ca o prințesă mi s-a părut Am spus-o și o spun în continuare, ca o prințesă, cu părul strâns, frumos nu cu teamă, nu cu jenă, nu cu, deci cu niște ochi curioși, dar nu te făcea să te simți incomod, să-ți fie teamă sau să ai emoții, nu, pur și simplu. Acela a fost primul contact. Eu nu prea am avut în domeniul meu de activitate în primii ani interacțiune foarte mare cu Raluca, dar după ceva timp, când am început să-mi aplic proiectele mele pe, la nivel internațional... Discutând cu doamna director, mi-a spus: Păi, uite, și Raluca face. Interesul meu este de a dezvolta senzor pentru detecție de substanțe toxice, toxine, poluanți, cu aplicații în medicină. Drept pentru care, în momentul în care am inițiat discuția cu Raluca, ochii ei vorbeau fără să deschidă gura. Adică, îi jucau ochii de curiozitate Însă avea răbdare Că asta este o mare calitate Să ai răbdare de la celălalt din fața ta Să vezi ce vrea Cu ce poți tu să-l ajuți Ai capacitatea Sau dacă nu, cum anume poți să te pliezi Ea găsea întotdeauna soluții Chiar dacă veneam cu niște idei Care nu se potriveau poate domeniului ei Încercam și le aduceam în așa fel Încât găseam punctul comun Și ce mi-a plăcut cum am spus și la Ralu, Raluca, e rar este, spui că ești pe aceeași lungime de undă cu un om. E, cu Raluca rezonam. Rezonam nu pentru că aveam intimități în a ne povesti, nu. Prin blândețea ei, dar în același timp avea o exigență în ceea ce făcea, ca să vină ca răspuns în îndeplinirea unor solicitări sau a unor nevoi ale celor nu ale ei, că nu se punea pe ea pe primul loc avea răbdare, dar și tenacitate și îndrăgirea de a rezolva. Ceea ce pentru mine a fost, cum să vă spun, exact un pansament, pentru că fiind plecată în afară, am avut studenți de coordonat în afară, mi s-au dat. Și nu este simplu. Nu este simplu să lucrezi cu ei, să-i canalizezi și până la urmă Asta este mulțumirea, dacă iei format, să vezi că poți să ducă mai departe ceea ce tu ai reușit să, să le insufli. Și asta avea și Raluca. Întâlnirile noastre erau cu zâmbetul pe buze, adică găseam umor în ceea ce făceam. Dar uite, acolo n-am mers, dar poate dacă am încercat asta, dar dacă ia fi atentă, îmi veneau ideile pentru că și ea sunt convins, avea foarte multe idei. Și cum îmi venea, îi dădeam mesaj, Raluca, crezi că putem discuta? Da, niciodată n-a spus nu. În octombrie am avut simpozionul Priochem. Am stat lângă ea la prezentările respective, n-a spus că nu este bine. Chiar zâmbeam și chiar ne amuzam la un moment dat de anumite subiecte și în noiembrie când am rugat-o să mă ajute pentru predarea proiectului, raportul de final de an la unul dintre proiecte, am rugat-o Luca, crezi că poți să-mi dai pasajul pe care tu ai lucrat? Și mi-a spus Ana, uite, eu nu mă simt chiar atât de bine. Zic, nu-i nimic, Aralu, lasă că mă descurc, pentru că mi-aduc aminte ce s-a făcut și mă descurc eu cu ce este. Vreau să spun că după două zile, eu am primit de la ea fragmentul de care aveam nevoie. Adică nu te-ar fi lăsat oricât de rău era intuiai și cum să uh, vă spun, în uh, relația pe care am avut-o, că povesteam despre copii, că fiul meu fiind un pic mai mare decât Eva, întâmpinam, luasem puțin mai în piept <gântuia> etapele acestea ale adolescenților și atunci mai împărtășam din experiențe, din ce mergea, din ce nu mergea, din cum încercam să venim în întâmpinarea uh, nevoilor lor. Și era deschisă pur și simplu la orice. Uh, avea un respect pentru cel din față. Niciodată nu am văzut-o să, să fie agresivă în vorbire, să ridice tonul, să-ți reproșeze ceva, dar, într-adevăr, eu am caracterizat-o ca o prințesă. O prințesă care își duce luptele cu delicatețe, dar cu determinare. Există prințese care ar fi gata să scoată o sabie și să ajungă să facă dreptate cu sabia în mână, și altele care, prin delicatețe, prin arta, Războiului dus cu vorbă bună, dar insistând, aceea era Raluca. Foarte frumos, v-am ascultat așa cu poftă, cu mare interes, și reauzindu-vă acum că și cu ocazia serviciului de privechi v-am ascultat. Într-adevăr, ne-ați adus așa în prim plan lucruri pe care noi nu le-am știut sau le-am știut sub alte fațete. Noi nu am știut latura aceasta mai științifică, mai de legată de profesie. Domnule Ovidiu Rusnac, așa ca lider spiritual, cum era Raluca în biserica locală? Că și aici au fost mărturii frumoase din zona aceasta evanghelică a fraților, surorilor de credință cum ați cunoscut o dumneavoastră? cum ați relaționat cu ea și până a descoperi boala și chiar poate un pic și în perioada aceasta grea a suferinței. Da, acum eu o știu de 9 ani, 9 ani de zile de când păstoresc Biserica Nădejdea. Mi-e foarte greu să spun așa despre ce vreau să spun din start e că am toată convingerea că ea trăiește. dar Noi știm că cine face voia lui Dumnezeu, nevață Sfânta Scriptură, rămâne în viac. Când noi am auzit de situația prin care ea trece, din luna octombrie, nu prea mai venea de la biserică, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, pentru că Raluca nu lipsea de la biserică. Până în pandemie, nu mi-aduc aminte să fie lipsit în cursul săptămânii de la biserică. Nu mai zic duminica dimineața și duminica seara. Mi-aduc aminte, în București era un eveniment, și mulți tineri au plecat, familii tineri au plecat și noi am rămas câțiva la biserică și văd că apare Raluca, plină de strălucire, că asta înseamnă Raluca, strălucire, lumină. M-am uitat expres să văd numele ei și cred că lumina care a înconjurat-o așa toată viața îi se potrivește cu numele pe care părinții, părinții parcă profetic, l-au pus inspirați așa, Raluca. Și întreb, Raluca, tu nu ai plecat? Și ea zice, frate, dar dacă vine cineva la biserică și noi nu suntem? Și așa cu o mândrie, eu, eu vreau să stau în biserica unde m-a pus Dumnezeu. Și cred că statornicia ei pe cale, deși șuvoaiele, versetul din Biblie cu care am început serviciul de mormântare a fost dat cuvintele lui Iisus, a Mântuitorului, care spunea despre casa aceea lovită de șuvoaie. Mulți până poate până nu cunoaștem pe Raluca în problemele ei personale, intime. Nici eu nu am cunoscut-o foarte mult, pentru că nu îi plăcea ei să vorbească. Chiar și în ultima parte a vieții, foarte greu. Adică ea era o persoană totdeauna pozitivă și nu, nu, se, nu, se, deschidea. Dar ea a rămas statornică pe calea lui Dumnezeu. Secretul biruințelor ei, a iscusințelor ei, la locul de muncă, în relațiile deosebite pe care le-a avut cu domni, profesori, conferențiari, universitari, oameni de marcă, din uh, timpul nostru. Uh, cred că secretul uh, se datorează primul rând părinților. Ai da? cunosc pe părinți, în mod special pe tatăl, cu care avem o colaborare foarte bună la Biserica Nădejdea. Uh, educația pe care a primit-o în familie, dar secretul mare al uh, reușitelor ei în viață a fost faptul că într-o zi ea l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Deci despre fata asta pot spune că a avut o relație adevărată cu Dumnezeu. Adică pentru ea uh, credința nu era o religie. Da? Ea trăia cu Dumnezeu. De eu cred că aș fi fost atât de încercată în viață. Pentru că, așa cum vedem în cartea lui Iov, când e un om al lui Dumnezeu, deavolul spune, ia dă-mi să ți-l cern. Da, și a fost încercată, încercată. A avut lucruri pe care le-a iubit foarte mult, a iubit mult familia, a iubit mult da, colegii. Și în argumentul celor ce le spun, de exemplu, noi când am aflat de Raluca și problemele ei, toți prietenii de la Ice Kim, familie, familia, nici nu mai zic, biserică, toți am făcut totul pentru ea. Tot ce se putea omenește. Deși șansele, știam că sunt foarte mici, dar am făcut totul pentru ea. De ce? Pentru că am înțeles un lucru acum, după aproape două săptămâni de când da, ea nu mai este printre noi, ea a făcut totul pentru Dumnezeu. Adică era Luca, când îi spuneai ceva, adică nu conta nici vârsta, nici își îndrepta spatele, au văd așa și îndrepta spatele, să uita în ochii tăi, da, calcula și spunea gata, îmi fac sarcina, da, îmi fac ce trebuie. Aș putea numi câteva lucrări pe care le-a făcut ea pe plan spiritual, nu numai că a adus o oarecare unitate în mijlocul unei biserici aflate în tranziție. Totuși, după 30 de ani pleca un pastor, venea un pastor nou, nu mă ridicam la studiile și la valoarea, zic așa, vechiului pastor, un pastor mult mai tânăr, eu aveam 26 de ani când am venit pastor, deja era în plină ascensiune, și cu toate astea știa să asculte, știa ce înseamnă autoritatea pastorală și a fost, cum să zic eu, un factor care întotdeauna a adus unitate. mi aduc aminte, de exemplu, mai erau tineri care comentau sau eu îi solicitam și, -și aruca imediat la o poziție să fim uniți, să fim uniți, să ascultăm. Multe exemple, multe exemple. Da, a fost o, o lumină și o încurajare pentru că l-a avut pe Isus în inimă cu adevărat și uh, relația ei cu Dumnezeu uh, a fost o relație autentică, reală. L-a da, iubit pe Dumnezeu. S-a implicat în lucrarea cu surorile din comunitatea baptistă de București, uh, s-a implicat în anumite tabere uh, și în generația tânără, uh, s-a implicat o vreme la noi în biserică în lucrarea cu copiii, uh, de una singură, efectiv, lua lucrarea și... Și și ducea lucrarea cu copiii. Cred că l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, a făcut totul pentru Dumnezeu, nu a dus lucrurile la jumătate, ci întotdeauna a dus lucrurile până la capăt, oricât de greu era, lăsa lucrurile așezate în urma ei, lucrurile până la capăt. Da? Și cred că avem nevoie, demersul este extraordinar, de a aduce în discuție despre astfel de oameni despre care Dumnezeu, prin Ezechiel, prin profetul Ezechiel, spune căută un om. Și astăzi Dumnezeu caută un reper, caută un om. Da? Și Raluca a fost un om. Un model de care noi avem atâta nevoie, la generația tânără, nu numai fi ca ei, dar generația tânără, da, avem un neprivi, avem o moștenire pe care ea ne-a lăsat-o și care e o mângâiere, da? Plecarea ei e, e dureroasă și cumva frustrantă pentru noi toți. Dar ce a lăsat ea în urmă, da? cea mărturia ei, e o mare mângâiere, e o mare mângâiere și avem ce învăța de la ea. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase. Noi vrem să le evocăm pe Dumnezeul alucăi și, așa cum a spus, a avut o relație specială cu, cu Dumnezeu și a trăit credința în modul, la modul practic, cu multă seriozitate și asta arată iată și prin mărturiile, care nu sunt doar în biserică, nu s-au rezumat doar în familie, ci într-un spectru mult mai larg. La locul de muncă, prieteni, rude, și așa cum am văzut, foarte, foarte mulți, și din țară, și din afară, așa au cunoscut-o și uh, au uh, amintiri frumoase. Primi... Noi, mă, mă scuzați putin, noi, noi credem pe baza învățăturilor de scriptură: dacă te naști într-o familie de oameni credincioși, asta nu înseamnă că automat ești și tu credincios. Da? Tu Trebuie să ai o zi, un timp, când să hotărăști să urmezi calea lui Dumnezeu. Era Luca. Și vreau să spun apăsat lucrul ăsta și să rămână în memoria tuturor, în amintirea ei. Raluca a avut un timp când l-a primit pe Hristos. Da? A avut o, 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 hotărâre, o decizie pe care a luat-o pentru Dumnezeu. Și vă spun, ea a trăit, a fost chimist, a fost mamă, a fost, dar ea în primul rând, și vreau să subliniez lucrul ăsta, a trăit pentru Dumnezeu. Da. A fost o fiică da, nu, nu vreau să spun foarte multe lucruri din intimitățile ei, și, dar spune, spunea programul, uite frate că am așa e programul meu într-o zi, și vă spun, din tot programul ei, pe primul loc era Dumnezeu. Și apoi celelalte. Și de aceea și Dumnezeu a binecuvântat-o, ne spus de mult și a făcut-o până la urmă o binecuvântare pentru noi. Într-adevăr, a fost o binecuvântare și în viața ei profesională s-au văzut multe rezultate și realizări care, fără Dumnezeu, suntem convinși, nu ar fi putut să, să le realizeze i a fost domnul Sârbu, pentru că mulți se luptă și nu răzbesc. Ori ea a avut și Dumnezeu a iubit-o, cred eu, de când a apărut pe pământ, pentru că i-a scos în cale oameni. Sunt convinsă că poate nu toți au fost așa la niște așteptări înalte, dar ea niciodată nu a spus absolut nimic rău, nu s-a plâns vreodată, deși știam și întrebam, Raluca, uite, când aplicam proiectele, tu ai, ai partener, reușești, nu mi-a răspuns, hai că te ajut, hai că vedem, dar asta spun, contează foarte mult să rezonezi cu omul respect, dar ea totuși a fost iubită de Dumnezeu de la început, pentru că i-a scos și i-a așezat în cale, într-adevăr, Știm foarte bine că atunci când nu ne ies lucrurile așa cum vrem sau avem anumite piedici, trebuie să se întâmple pentru că Dumnezeu ne încearcă. Poate că trebuie să se întâmple ca să se separe anumite lucruri și totuși ea prin asta a mers mai departe și într-adevăr că ochii vorbeau și puteai să-i vezi sufletul nu în cele mai adânci intimități, că poate pentru ea erau niște lucruri care nu le-ar fi expus și nu le-ai expus niciodată. Dar pentru noi ceilalți, drept dovadă și mobilizarea foarte mare pe care am avut-o în a o ajuta. Exact. Toți am știut, în momentul în care am văzut și am rugat-o pe Iulia să ne dea ca să putem să intervenim, vă dau cuvântul meu de onoare, că toți din institut, cu cine am putut, de la doamna director general, domnul director tehnic, au pus mâna pe telefon, s-au făcut, s-au mobilizat, puteam să o ducem în țară, deci la momentul respectiv deja aranjasem, toți ne-am dorit ca ea să trăiască. I-am și spus și am vorbit cu ea în noaptea de anul nou, am sunat-o și i-am spus, măi, Ralu, te-am sunat să bem un pahar de șampanie. Știam, este, nici eu nu beau, nici ea nu bea, dar să ciocnim și zic că cum ești? Și mi-a spus, sunt împăcată cu Dumnezeu. Zic, te cred că până la urmă voia lui Dumnezeu e una și asta este dar zic să știi că eu nu, nu renunț și zic nu vreau să te las, adică măcar să o încurajez să meargă mai departe, știam că e optimistă, la fel am fost și eu, că de asta spun. Și a spus, zice, îmi place determinarea ta, zic să știi că o să fiu lângă tine, îți suflu de pe umăr de acolo ca să mergi înainte. Și a mers, pentru că știa că trebuie să meargă, dar ea știa care este drumul deja și ce vroia Dumnezeu cu ea. Așa este, așa este. Am simțit și eu lucrul ăsta, deși m-am dus pregătit să-i spun da, să fie pregătită, pentru că fiind chimistă, ea și-a dat seama. Era da. inteligentă, Dar, dar mama la... mama din ea și dorința de a fi lângă Eva și șansa aceea mică medicală care a da, fost, da, da, da. a luptat și asta, asta e, de apreciat. e de apreciat. Da, dar asta spun, a fost iubită și este iubită în continuare. Pentru noi este mare lucru să vezi o asemenea mobilizare și nu cred că ar fi fost numai pentru ea, dar într-adevăr ea a fost deosebită pentru noi noi am văzut și în mediul creștin, dar chiar am văzut și pe rețelele social media, s-a răspândit foarte mult și am văzut institute de cercetare, universități, mediul academic care a rezonat și a făcut o promovare și o campanie de solidaritate și noi la radio am avut o perioadă bună, un anunț în privința aceasta a solidarității și am fost impresionați domnul Ovidiu martor că am lăsat telefonul dumnealui, ne-au sunat foarte mult și nu doar din mediul nostru evanghelic, ci oameni care au dorit, practic, să ajute și să fie de folos în cazul Ralucăi. Da, și le mulțumim pe calea aceasta. Raluca a fost foarte generoasă. De exemplu, într-o într, într miercuri seară, miercuri nu suntem mai puțin la biserică, vin cei interesați, să zic așa nu vreau să îi judec pe ceilalți, dar miercuri seara vin cei pasionați. Uh, și chiar cu de cărți de cântări. Și o întreb pe, pe doamna Adriana, mama Luca, de unde au apărut? Și ea zice, vreau a cumpăra Raluca. <laughs> păi de ce le-a cumpărat? Păi să cânte biserica, că ea iubea foarte mult să cânte, a da. în cor. Uh, nu numai o dată, deci când am, am avut cadouri pentru copii de Crăciun sau pentru copiii străzi, sau era prima, prima care venea cu cutiuța sau să sară în ajur. A fost o, o persoană foarte generoasă, S a dăruit, a dăruit mult și Dumnezeu cumva a mângâiat-o și i-a întors. Așa este. Da, pentru că până la urmă tot ce facem, spunea Mântuitorul, nou ne facem. Da? <laughs> și tot binele pe care îl facem altora se va întoarce într-o bună zi tot pentru, pentru noi. Dragilor, suntem așa, timpul fuge, trece. Eu m-am bucurat de dialogul acesta și sunt convins că multe lucruri ar mai fi fost bine de punctat și ar fi putut fi spuse, evocate. Însă aș vrea pe final de emisiune să punctați așa unu-două momente cu care rămâneți așa... În memoria dumneavoastră, în, din relația cu Raluca, așa cum a fost. Ea pentru unii mai lungă, pentru alții mai scurtă. Pentru mine, nu cred că pot să separ un moment față de altul. Numai când veneam și puneam mâna și spunea Gana, vrei să facem asta? Ce crezi? Merge sau nu merge? Adică nu am cum. V-am spus, întâlnirile noastre, deși erau cu dedicație, poate, pentru partea familială copiii, că erau pentru servici sau pentru diverse chestii mondene, erau cu zâmbet și cu curiozitate și dorință de a merge. Ori astea n-ai cum să le... E un întreg Raluca. Raluca va rămâne și așa mi-o voi aminti. Îmi pare rău că a fost cam scurt perioada în care am mai fi avut nevoie de timp să mai împărtășim destule. Din păcate... Sau, din fericire, poate că ne vom întâlni și vom avea timp mai pendelete. Nu mai suntem zoriți de aceste griji, tumult al vieții și atunci, să sperăm, cu voia lui Dumnezeu, că vom mai avea șansa să. Doamne, ajută. Cu siguranță ea apă și pe un tărâm unde nu se mai numără ani, nici clipele, ci un tărâm veșnic. Noi credem că asta, spuneți cuvântul lui Dumnezeu, suntem ființe veșnice și. Dumnezeu are un loc pregătit și că viața continuă. Domnule pastor, ceva de suflet, ceva care așa v-a mărcat sau poate un gând din scriptură pentru ascultătorii noștri? Da, felul, felul cum ea a trăit glorificându-l pe Dumnezeu, să știți că nu toți oamenii l-au. Felul cum ea a plecat la cele veșnice, rar îl vezi, a plecat în niște suferințe, de exemplu, eu, de când a venit ea în România, eu n-am mai putut să o văd. Mi-am cerut tare familiei și am spus, nu aș vrea, nu, nu, nu aș mai putea să o mai văd. M-am rugat mult și am sperat că Dumnezeu până la capăt va, poate va lucra o, o minune, dar modul onorabil, modul cum i-a lăsat toate lucrurile clarificate în urma ei, modul cum și-a cerut iertare, modul cum a privit moartea, până la urmă să fim serioși, cu nu-i nu frică de moarte. Mi-e frică de moarte, și mie, și cred că nu e om sănătos la cap, că vrea să nu-i fie frică de moarte. Da? A simțit, a simțit că vine clipa morții și a îndreptat din nou coloana vertebrală, stilul ei, poate sau să rămân, da? A privit spre Hristos și spre răsplătirile care urmează, și a știut că viața ei se va duce dincolo. Chiar așa am și început lupta cu cancerul. A frate, eu o să mă pregătesc pentru, pentru lumea de dincolo, o să uite, am ascultat o predică, ce părere ai. ea a plecat pregătită de pe pământ, a plecat mântuită și a plecat acasă la Domnul. Acum rămâne pentru noi întrebarea unde vom fi noi în veșnicie și când noi vom pleca de pe pământul acesta, cum vom pleca noi de pe pământ? Sunt multe lucruri de, de spus despre, despre Raluca și felul ei de a sluji, de a, de a rămâne statornică pe cale mă uitam în cursul celor 9, 9, 9 ani de zile câți au migrat dintr-o parte în alta. Ea a rămas statornică. Și noi suntem o biserică oarecum majoritară, oameni mai în vârstă, trecuți prin, prin, viață. Și putea să zic că mă duc și eu să ascult altă muzică, să am alte familii. Am apreciat, a rămas statornică. Adică știam, ninge, plouă, fulgeră, tună, cade cerul. Spun cade cerul că a fost at o furtună cu da, Și a fost câțiva la biserică, pentru cei câțiva era și era Luca. Nu știu cum reușea, <gură> nu știu ce mânca, nu știu de unde avea atâta putere. Uh, puțin știu că ea a crescut-o pe Eva de una singură și uh, a fost și mamă și tată. Nu știu cum găsea. Eu cred că secretul ei a fost, da, de unde își trăgea ea bateriile asta de mamă, de profesionistă, de uh, soră în biserică. Eu cred că avea o relație autentică cu Dumnezeu. I-am văzut biblioteca, i-am văzut cărțile, povesteam cărțile pe care le citea, știu cu ce gânduri se hrănea din Biblie, știu cum mentora pe alte femei și alte fete în Cuvântul lui Dumnezeu și cred că întotdeauna și-a găsit sursa de putere ca să meargă mai departe în Dumnezeu. Și aici vreau să spun, să știți că și mie mi-e greu. Uneori aștept să o văd că intră pe ușa bisericii. Dau seama cât de greu le familie sau parcă viața nu poate să meargă mai departe colegilor, da, care păstrează fotografia da, deci, și luminile acolo. Și o avem, da, cum să vă spun, vie. noi am avut da. competiție de proiecte acum, în ianuarie, în februarie am depus proiecte internaționale. Ea este în lista de proiecte acolo, în lista de personal, key person. Pentru că -am, am refuzat să spunem, domne, nu are nicio șansă, și pentru noi este acolo. Este greu, am implicat în proiectele care le am în derulare, mi se termină la finalul anului acesta nu concep să o înlocuiesc și am nevoie, am nevoie de ea, ca să spun așa, nu neapărat că vreau să, dar măcar și mental, prin zâmbetul ei, prin ochii ei, dacă erau acolo și știai că ai putere să mergi mai departe. La fel și ea știa că se putea baza ca asta, ea n-a spus niciodată sau n-a spus, n-a venit să devină cumva, a avut un bun simț și din comun. Deci, ieșit din comun, respecta și aveam niște feeling-uri de a ne simți una pe alta și nu numai. Cred că avea și cu alții. Dar știam când avea nevoie de sprijin sau când aveam noi nevoie sau în orice ca și știam cum să intervenim sau interferăm, dar niciodată nu ne-am călcat că tu ce crezi, de ce să ducem la un nivel care depășea o anumită limită. Acum, despărțirea e temporară, știm lucrul ăsta da. și uh, cumva. Căutăm putere să mergem mai departe. Și vreau să inspir și colegilor și celor din biserică, să știți, sunt foarte mulți în biserică care o plâng. Și suferă. Plecarea ei a lăsat un mare gol în, în sufletele noastre și mă gândesc cum să găsesc resurse să merg mai departe. Parcă mi-e greu așa să mai predic sau să, să să găsesc, să mai scriu un nou capitol fără ea. Sau, ne, -am, ne am învățat să fie acolo pentru că a fost extrem de importantă. A, a contat în, în, în mijlocul comunității noastre. Însă, faptul că a trăit cu folos și faptul că e în împărăția lui Dumnezeu, mă mânghe și sperăm, ne rugăm să găsim resurse să mergem mai departe și din noua generație, dintre colegii ei, dintre cei care au fost mentori, să facă Dumnezeu să fie alți oameni care să-L iubească pe Dumnezeu la intensitatea și să-I dea valoarea lui Dumnezeu pe care i-a dat ora lucră. Doamne ajută! Domnule Ovidiu Rusnac, doamna Ana Maria Gurban, vă mulțumesc mult pentru Prezența în emisiune și pentru aceste gânduri frumoase că v-ați făcut timp să evocăm o viață trăită cu folos în slujba semenilor a lui Dumnezeu, a familiei, a societății, a științei. Slavă Domnului pentru astfel de oameni. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că am avut ocazia să spun câteva cuvinte despre ceea ce reprezintă Raluca cu recunoștință și cu plecăciune, ca să spun așa. Și... O respectăm și apreciăm da. foarte mult. Da, și eu vă mulțumesc. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv, partea a doua în care am evocat o viață trăită pentru Dumnezeu, Raluca Ianchiș, o prietenă de nădejde, un suflet cal și altruist. Atât am putut să punctăm. Sunt convins că ar mai fi fost multe alte lucruri de spus. Le mulțumesc și invitațiilor. În partea aceasta, a doua, au fost cu noi pastorul Ovidiu Rusnach și doamna doctor Ana Maria Gurban. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă binecuvântare. Prețuiți viața, căutați o relație vie cu Dumnezeu și slujiți-l și trăiți cu folos. Așa frumos cum a trăit și Raluca, așa, așa cum ne cheamă Dumnezeu să trăim spre slava Lui și bucuria semenilor noștri. Toate cele bune, pe curând!